de ce plătim cu atâtea lacrimi noastre scurte bucurii. La revedere, Daniela, pe plaiurile sfinte. Aș vrea să împlinesc dorința Danielei, gândindu-ne acum la poezia pe care invit-o, pe care creditorul l-a intitulat-o Iefa. În cronicile sfinte citim de atâtea ori spre aducerea minte de vechi luptători, de Moise, de Ilie, de David cel înfipt, de mica împărăție adusă din Egipt, trecut spre focul lavrei, prin gropile cu lei, că Dumnezeul slavei a fost mereu cu ei. Prin apă, prin pustie, prin foame și război, în Cartea Sfântă scrie ca pildă pentru noi. Aș vrea din toate cele, din apele, din balanț, din miile, de stele, să vă prezint un caz. Nu e nică întâmplare, e ceva mai duios, dar știți că încercare e pentru credincios. Și poate câteodată mai zice, e prea greu, dar cel ce dă răsplata la urmă-i Dumnezeu, când ne păzim credința și nu ne dăm înapoi, chiar dacă juința lovește drept în noi, oftica mea mă doare, cum ai lovit de greu, iar tu spre întâmpinare să vii, copilul meu. Nu se putea una altul, o alta sau vreun el, nu fiindcă prea înaltul s-a înțeles cu el, cu Iefta, și cu cine, cu cel ce s-a jurat, dacă vei fi cu mine și mă ajut să-mi bat. Piamon și-a lui putere și armata ce-o conduce, atunci la înapoiere o jertfă îți voi aduce, îți jur, Ceresc Părinte, că orice cine ar fi, ce va ieși înainte pe altar ți-l voi jertfi și să roșițe vadul și apa din Arnon. Căci Iefta și Galadul învinse pe Amon, l-a învins în bătălie, în marele măcel, acel de veșnicie a fost cu Israel. Că nu-i pe lumea armată să poată trece pragul, când Domnul se arată că el ridică steagul. Viteazul cu putere spre casa, apoi se îndreaptă, dar, Doamne, ce durere la poartă așteaptă! Iar fica lui frumoasă, strălui întâmpinare, aleargă ea voioasă și cântă o cântare. Ce zi frumoasă, tată! Au dispărut toți norii, trăiască ta armată și toți viruitorii. Nu ești rănit, o tată la mâini sau la picioare, nu sunt rănit, dar iată că sufletul mă doare. Tu mi-ai lovit ființa și e mai zdrobită, căci iată juruința nu poate fi șterbită. Copilele învinsă, să te mai scap nu pot, că vei muri aprinsă ca ardere de tot. Nu te întrista, o tată, sunt gata cu toată bucuria, să mori, zise fata, să mor, dar fecioria. Dă-mi două luni de nuntă, să plâng, să mă gătesc pentru cetatea sfântă și mirele ceresc. O, cum se poate, tată, să pierzi acum credința, tu fără așa pe toate precuție juruința? Și munții răsunară de plânsul copleșiei, căci tânăra fecioară e în pragul pregătirii. Cum se copise lucrul nu scrie în testament, dar știm că tot trecutul va fi un nou prezent. Fecioară chipzuită, biserica aleasă, ești oare pregătită să fie a lui mireasă? În munci, în vizuire, se face pregătirea, în lacrimi și suspine, să poți să prinzi răbirea. Priviți la vechea fată, suror din adunare, ce sfântă, ce predată, supusă în ascultare, putea cu împotrivire să zică, tată, nu, pe altarul de jertfie pe acesta, du-te tu? Tu ține-ți pocăința așa cum ai simțit, eu n-am cu jurința nimica de împărțit. Și partea cea mai multă din cei ce-ar vrea răpirea, părinții nu-și ascultă, ei vin cu împotrivirea, nu dragul meu. Cu zila tu jertfă să nu dai, privește acum la fata și-i gata pentru rai. Fă, tată, tot ce-ți pare, că-i sfânt, că nu-i prea mult, că eu și în adunare și acasă te ascult. O, Doamne, fă copiii să asculte iar părinții, ca în urma poezie să fie așa ca sfinții, părinților le pune inimă dorința ca în poșe rugăciune
să-și țină juruința, să-și țină legământul, chiar viața le s-ar cere. Că Domnul e cuvântul, viață și înviere, anul. În continuare, corul bărbătesc, când va lăuda pe Domnul, apoi de Nichită Fedor, va recita o poezie spre slava Domnului, după aceasta grupul de surori vor cânta spre slava și gloria Domnului, și având în vedere faptul că în ultimile luni din viață, Daniela, de petrecut în Irlanda, ne bucurăm să avem pe fratele Nichită Frin, împreună cu noi, Domnul să binecuvânteze. Am vrea să ne binecuvânteze, de bine, pentru că mai multe decât noi, care eram la distanță și la distanță, El era mai aproape de familia care astăzi stă înaintea noastră în presențe și am vrea să ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze atunci a avut o linie de mânghiere să aibă așa cum. Vino, vino, vino!
acesta lui Suzerie și mi-a zis că Domnul vine fără nicio zăbovire să vedem în orice clipă, să avem un cuget treaz ca să nu ne prindă noaptea al sfârșitului necaz. Ziua Domnului cea mare sau potopul cel de foc va topiși cer și aștri, cu pământul la un loc. Cu un bubuit de tunet, însuși Domnul Dumnezeu va topiși nor și stele. Toți sunt cu cel din rând. Asta este răzbunarea și mânia celui sfânt, ce va declanșa deodată și în cer și pe pământ. Dumnezeul veșniciei va striga, a fost destul de puterea lui cea mare, cerul se va face sun. Uriașa catastrofă sau dezastru colosal va aprinde universul într-un cataclism total. Cu suflarea gurii sale pe cel rău va slibi și în marea cea de flăcări veșnic se va chinui. Domnul nimicește răul până jos la temelie, în viața viitoare niciun rău să nu mai fie. Asta-i judecata mare și sfârșitul tuturor, când va fi și neagra moarte, aruncată în cuptor. Că și moartea, și văzduhul, locuința celor morți, au fost aruncate în flăcări, iadul întregul, tot cu porți. Fumul se ridică veșnic în al groaznicului iad. Căci a doua moarte este chin și nesfârșit necaz. În această primire se vor tânui mereu toți vrăjmașii mântuirii împreună cu cel rău, deși au văzut potopul, deși Domnul le-a vorbit, în acel dezastru mare, răii nu s-au pocăit. Apoi le-a stricat ținutul, focul le-a coprit de vii, că Sodoma și Gomora stau exemplu mântuirii. Domnul i-a lovit cu ape, cu cutremur, cu furtuni și cu văpăi. Dar cu toate acestea, iată, oamenii sunt tot mai răi. 6.000 de ani de zile soarele a numărat de când Dumnezeu într-una cheamă lumea din păcat. În delunga lui răbdare ne așteaptă să venim pentru toată răutatea astăzi să ne pocăim. Că sfârșitul sau venirea Domnului Iisus Hristos este un secret. O taină pentru neamul păcătos, ei vor fi surprinși, dar sfinții vor trăi momente sfinte. Despre ziua revenirii este scris de mai înainte, între sutele de semne care ne arată zorii, azi s-au înmulțit în lume răi, batjocoritorii, oameni care râd fățarnic de cuvintele scrise.